Bună ziua și bine m-am găsit la proprul online cu exerciții de matematică. Bună, foarte bine pe doar. Exercițiul 10. Da. Vorbim de la proporția. Deci proporții, da? Proporții derivate. Proporții derivate. Proporții derivate. Te rog. Pornind de la proporția 5 pe 9 egal cu 10 pe 8. 5 pe 9 egal cu 10 pe 8. A. Cum? 5 pe 9 egal cu 10 pe 8? Da. Da, este o... Pe 18. Pe 18, așa. Știi de ce? Erau prostii. Da. 5 împărțit la 9 face un număr 10 mari, știm noi. Și 10 împărțit la 8 făcea un alt număr 10 mari. Cum e egalitatea între ele? Deci de ce eram? Practic, este asta care am fost amplificat-o cu 2. Da. 10 pe 18. Da? Și mai putea face proporții. Mulți încă 3 și mai departe. Da? Bun. Plecând de la asta. Proporția 20 pe 36. Atunci, 20 pe 36. Egal cu 10 pe 18. 10 egal cu 10 pe 18. S-a obținut prin amplificarea primului raport cu 4. Deci, primului raport. Da. Nu? Asta e primul raport. Da. Deci, plecând de la asta, noua proporție s-a obținut, înmulțim pe prima cu cât? Cu 4. Cu 4. Primul raport cu 4. Și al doilea a fost lăsat așa. Da. Deci, practic, este aceeași egalitate, aceeași proporții, dar asta a fost obținută prin înmulțirea cu 4. 4, 5, 20, 4, 9, 3, 6. Bun. Deci a fost obținută prin înmulțirea primului raport, a primei fracții, cu 4. Așa. B. Proporția 5 pe 3. 5 sub 3. Egală cu 10 pe 6. 10 pe 6. Deci proporția 10 pe 6, da? Da. Este asta o proporție? Întrebarea. Da? Este o proporție, da? Din ce motiv? Pentru că... Pentru că 5 ori 6... Au fost obținute din cine? Din 5 pe... 5 pe... 3. 3. Așa. Și a fost mulțit cu 2. Da. 5 ori 2, 10. 3 ori 2, 6. Deci, de acolo. Din cauza asta, da. Bun. S-a obținut prin împărțirea numitorului cu... S-a obținut prin înmulțirea numitorului. Împărțirea numitorului cu... Deci, plecând de la asta, da. S-a obținut prin împărțirea numitorului, de la proporția asta, prin împărțirea numitorului cu cât? Cu din 9 și din față 18? Din 3. Deci, cu alte cuvinte, dacă împărțim numitorii cu un număr, sau îi mulțim cu un număr, dacă facem la numărător același lucru, proporția rămâne... La. Da? Deci, încă dacă spunem, plecând la punctul B. Da. Proporția 5 pe 3 egal cu 10 pe 6 s-a obținut prin împărțirea numitorilor cu 3. Exact. Prin împărțirea numitorilor cu 3. Faptul că împărțeam la 9 pe 5 ne dădea un număr. Da. Același era și când împărțeam pe 10 la 18. Dar acum când împărțim pe 5 la 3, e alt număr. Dar ca valoare, de parcă l-am fi mulțit pe 10 cu... Pe 10 l-am împărțit la 6. Cum ar fi? Este adevărată proporția, pentru că mulțind asta cu 2, face 10 pe 6. 5 ori 2, 10. Da? De la asta de bază plecând, înseamnă că a făcut operația asta din împărțire. Adică, dintr-o proporție, obții o altă proporție, fie când mulțești, fie când împarți numitorii, la fel, dacă mulțești sau împarți numărătorii. Este o altă proporție. Este o proporție derivată din asta. Adică ea s-a obținut plecând de la ea. De bază fiind asta. De ce a zis de bază, da? Bun. Ce? Proporția 35 pe 9. Cât?
35 pe 9. 35 pe 9. Egală cu 30 pe 18. 30 pe 18. S-a obținut prin simplificarea primului raport cu și înmulțirea numitorilor cu. Deci, această nouă proporții, da, s-a obținut prin simplificarea primului raport cu. Primul raport ăsta, 5 și 10. Deci cu cât am simplificat numărătorii? Cu cât am simplificat? Uite, faptul că am aici 5 pe 9 și aici 10, între 5 și 10, acum am 35 și 30. Păi 5... Să vedem un pic, că nu mi-e clar. Deci, la punctul A a obținut așa, la B, cum a zis, plecând la proporția 5 pe 3. 5 pe 3 egal cu 10 pe 6. Se, așa. Și la C, 35 pe 9. Da. Egal cu 70 pe 18. 70, nu 30. 70 pe, asta nu mi-era clar. 70 pe 18, așa, da. Păi să mulțim cu 7. S-a mulțit numărătorii cu 7, da? Da? Deci asta de aici am mulțit cu 7 și am obținut o proporție, din nou, o da. Proporție, deci fără discuție, este o altă valoare. Da? Că numitorii, și numitorii 9 și 18, practic, cu cât am mulțit numitorii? Cu 3. Cu 3. Deci sus cu cât am mulțit? Cu 7 și jos cu 3. Și jos cu 3. Deci, ea se păstrează ca proporții, însă valoarea numerică, dacă aș împărți 35 la 9, nu este cât 5 împărți la 3. Da. Da? Și bun. Ultimul, 105 supra 63. Supra 63. Este egal cu 30 supra 18. 30 supra? 18. 18. S-a obținut prin simplificarea primului raport cu și înmulțirea numitorilor cu. Așa. Deci, prin simplificarea, prin amplificarea, poate, primului raport. Ia vezi. Simplificarea primului raport. Simplificarea primului raport. Păi, primul raport... E 105 pe 3 de aici. Și aici e 105 pe 63. A fi acolo... Deci spune simplificarea primului raport cu puncte-puncte și înmulțirea numitorilor cu puncte-puncte. Simplificarea primului raport. Poate la el ăsta să ne referim. 35 pe 9... Și înmulțirea cui? Înmulțirea numitorilor cu semn de întrebare. Exercițiu 10 de. Așa, pornind de la proporția, deci asta e de bază, hai să ne uităm totdeauna numai la asta. Prima. Trebuie așa să spui. Să dea asta și cum sunt punctele următoare. Proporția asta, 20 pe 36 egal cu 10 pe 18, din asta s-a obținut cum? Prin amplificarea primului raport, cu cât am amplificat primul raport aici cu? Am zis, băi, cu 4. La punctul B. Pornind tot de la asta, ca să obținem pe acesta punctul B, practic numărătorii au rămas și am împărțit aici prin cât? Prin 3. Numitorii prin 3. A, B, C. Plecând tot de la acela, tot timpul ne uităm la acela, da? Și faptul că am obținut 35. Am amplificat numărătorii cu 7, da? Este prima în care s-o mulțit cu 7. S-a mulțit cu 7, 5, 35, 7, 10, 70, da? Și 9 și 18 au rămas. 105 pe 63, tot de acolo ne privim. Practic, primul raport a fost nu simplificat. Amplificat. E o greșeală a lor, da? Ca să obținem 105 pe 63... Cu 7. Nu. 5 ori cât? 5. Ori 20. 5 ori 20. 21. Da. 5 ori 21 fac 105 și 9 ori 21 face. Așa cât face. Și până s-a simplificat. Deci 63 nu a rămas aici, da? Da.
Deci, primul raport, cu cât 2 ori 5, 21, nu? 21 ori 5 fac 105. Da. Și 21 ori 9 fac 180. Așa, și 30, de ce 30 și 18? Păi, am mulțit atunci ca să fac 30, cu cât? Ca să fac 30, numitorul a rămas așa, da? Da. Păi 21 e egal 7 ori 3. 21 este da 7 ori 3, da? Așa. Și atunci am mulțit numărătorii cu un 3 și am făcut 30 aici. Da. Și 3 ori 5, 15. Da? 15. Și a ajuns 15. Practic, manevra așa a fost făcută. Deci, trebuie să vedem că a fost 15 pe 9. Așa se scrie. 15 pe 9 egal cu 10 pe 18. Ca asta este. De bază. Și acum, dacă o mulțim aici cu cât am zis eu, cu 3, ea este echivalentă. Poate spune că 15 supra 9 este egal cu 30 pe 18. Și acum, dacă o amplificăm pe asta cu 7, deci și sus și jos, echivalent cu 105. 105 supra 7 ori 9, 63 este egal cu 30 supra 18. Da? Deci am amplificat, totdeauna plecăm de la asta. Am amplificat cu un 3, că mi-a tras atenția 30 de aici. Cu 3 și cu 7. Și eu cu un 7 primul raport. Da? Asta a făcut. Asta a fost 10, da? Da. 11? 11. Scrie proporția. 2 pe 7 egal cu 10 pe 35. 2 pe 7 egal cu? 2 pe 7 egal cu 10 supra 35. Așa. Asta e proporția de bază. Da. Scrieți proporții derivate cu termenii schimbați în care primul extrem să fie egal cu 6. Amic. Primul extrem să fie egal cu 6. Acum, pe care sunt extreme și care sunt mezi? Păi, extremul este 2 și 35. Deci extremii, da? Da. Extremii. Și mezii 10 și 7. Și ăștia sunt mezi. Miezi. Miezi. Da? Miezi. Primul extrem să fie egal cu 6. Deci primul extrem, adică în loc de 2 să apară 6. Păi amplifică 3. Amplificăm asta toată da. Cu 3, da? Deci vine 6 pe... 6 pe 21 egal cu 10 pe... 35. Așa. B. B. Primul mes să fie egal cu 28. Primul mes se referă la... La 7. La prima fracție, da? Deci primul mes 7. Să fie cât? Cu 4. Deci să fie 2 supra... 2 supra... Deci amplificăm cu cât? Cu 4. Cât am zis? Să fie 28. Da? Și atunci 4 ori 2, 8. Da? Da. 8 pe... 8 pe 28. 8 pe 28 8 egal cu 10 pe 35. Redactarea corectă trebuie să o spunem că așa trebuie să fie. O secundă. Hai să scriem cum anume. Deci scriem pe ea 2 pe 7 egal cu 10 pe 35 și zicem amplificăm aici cu 3. Rezultă atunci. Adică o scriem de fiecare dată pe ea de la care plecă 21. 6 pe 21 egal cu 10 pe 35. 10 pe 35. Asta e punctul A. Punctul B. A fost primul met, 2 pe 7. Tot așa zicem, 2 pe 7 egal cu 10 pe 35. Rezultă. Rezultă, amplificăm cu 4. Da, așa, și vine. 8 pe 28. 8 pe 28. Egal cu 10 pe 35. Egal cu 10 pe 35. Numărătorii rapoartelor să fie mulțiți cu 11. Deci ce? Da. Numărătorii să fie mulțiți cu 11. Plec fie multipli de 11. 2 pe 7 egal cu 10 pe 35.
și numărătorii rapoartelor, adică ăștia. Adică 2 și 10, îi amplificăm cu 11. Amplificăm cu 11. Și atunci egal 22 rezultă 22 pe 7 egal cu 110, da, supra 35. Supra 35. A, B, C, D. Nu, până la ce? Atât. Atât, da? Da, 12. Ești un număr 12. Pornind de la raportul 5 pe 7, așa, scrieți șirul de rapoarte egale obținut prin amplificarea raportului dat pe rând cu 3, cu 4 și cu 7 respectiv. Deci plecând. Deci plecând de la raportul 5 pe 11. 511. Scrieți șirul de rapoarte egale obținut prin amplificarea raportului dat pe rând cu 3, 4, respectiv cu 7. Adică să împulțim pe rând cu 3, 4, 4 și 7. Și 7. Egal. Ați spus, dacă scriem egal, înseamnă că, de fapt, obținem proporții. Un șir de rapoarte egal. Va veni 15 pe 33. 15 pe 33, corect. Pe 33. Egal mai departe cu? Egal cu 20 pe 44. 20 pe 44. Și egal cu? 35 pe 77. 35 pe 77. Autorul spune, scrie șirul de rapoarte. Adică nu ne-a spus să scriem egal. Da. Scriem ăsta era de bază, l-am găsit pe ăsta, pe al doilea și pe al treilea. Șirul de rapoarte. Așa, scrie șirul de rapoarte. Da. Dar noi am făcut mai multe. Am arătat că ele se păstrează ca valoare. Da. De fapt, știm bine că spunem de regulă, ce spunem? Tot timpul spunem așa, nu-mi plac fracțiile ireductibile. Reductibile, ci numai ireductibile. Când vedem 15 pe 33, nu stăm pe gânduri și simplificăm. Prin 5 și vreau să faci 5 pe 11. Prin 3. Da, prin 3. Din coace. Când o vedem pe 20 pe 44, ce face vreme? Simplificăm prin 4. Și este 5 pe 11. Când vedem 35 pe 77, nu-mi place să lucrez cu fracțiile și spun mereu mai așa. Atunci zic 5 pe 11. Da? Deci, vezi, de fiecare dată vrem să lucrăm cu fracții mici, numere, fracții ireductibile. Așadar, de ce am zis eu egal? Da. Că tocmai am făcut, am arătat că este aceeași fracție de la început, 5 pe 11. Da. 16. Scrieți proporții derivate cu același termen pornind de la proporția 2 pe 11. 2 pe 11. Egal cu 5 pe 27,5. 5 pe 27,5. Mm. 2 pe 11 egal cu 5 pe 27,5. Echivalent. 2 pe 11 egal cu... 11 egal cu... Aici am putea amplifica pentru un 10. Da. Dar ce spune practice? Scrieți proporții derivate cu aceeași termen pornind de la proporția... Alo. Nu sunt într-o lecție de matematică, nu am timp să răspund acum. Ai putea să taci. Da. Deci. Scrieți proporții derivate. Scrieți proporții derivate cu aceiași termeni. Pornind de la proporția. Cu aceeași termeni. Păi 11 pe 2 egal cu 27,5 pe 5. 11 pe? 2 egal cu 27,5 pe 5. Deci avem aceeași termeni, da? Deci înseamnă că am întors fracția, da? Deci 11 pe 2 este egal cu 27,5 pe 5. Alta. 3 pe 4. Nu, nu. Păi mai scriu pe când mai avem variante, nu numai asta. Nu mai să o facem. 2
supra... Puteți schimba 3? Da. Extremii, nu? Da. 27 pe 5 supra 2. 27 pe 5 supra 2. Nu, 27 pe 5... 27,5. Da. Supra 11. Da. Am schimbat numai pe astea. 11 egal cu? Egal cu 5 pe 2. 5 pe 2. Că zice să păstrăm aceiași termeni. Sunt 4 termeni. Trebuie să-i păstrăm. Alta. 11 pe 27,5 egal cu 5. 11 pe? 27,5. 11 pe 27,5. Egal cu 2 pe 5. Am înțeles. E schimbat ce? Miezi, da? 2 pe 5, hai să zicem așa. 2 pe 5 egal cu? 11 pe 27,5. Deci, plecând de la aceeași proporție, când facem foarte multe, da? Putem face, nu mai spun, putem amplifica, dar să păstrăm aceiași termeni. Nu? Da. Să faci proporție derivate. Nu păst... să schimbăm termeni. Așa am spus. Da, am spus, da. Bun. Deci, una din ele a fost asta întoarsă. Da. Alta a fost să schimbăm miezii între ei, extremii între ei și, pe urmă, miezii între ei. Da. Da? Așa starte. Da. Următoarea este 3 pe 4 egal cu 12 pe 16. 3 pe 4 egal cu 12 pe 16. 16. Și tot așa, nu? Păstrând. Da. Păi 4 pe 3. 4 pe 3, întoarcem. 4 egal 6. Cu 16 pe 12. 16 pe 12. 12. Apoi. Putem să 12 pe 3 egal cu 16 pe 4. 12 pe 3, da, 12 supra 3, 3 egal cu 16 pe 4. 16 pe 4. 3 pe 12. 3 supra 12 egal cu 4 pe 16. 4 pe 16. Deci am întors-o, am schimbat fie miezii, da, fie extreme, da? Și ultima, M supra N. M supra N. Egal cu 7M supra 7N. 7M supra 7N, da? Da. Păi, 7M supra M. Cum? 7N supra N. Da. 7N supra N. Egal cu? Egal cu 7M supra N. 7M supra M. M. Echivalent. Alta, alta. M pe 7N. M pe 7M. Da, N. M pe 7N. Deci M pe 7? M pe 7... Deci M pe 7 M. M pe 7 M, adică m-am întoarce pe asta. Da. M pe 7 M. Este egal cu N pe 7 N. Și? Și... N pe M, hai să-mi N pe M. Da, N pe M. Egal cu 7 N pe M. 7 N supra 7 M. Da. Da? 7 M. 7 N supra 7 M. Da. Și cam atât. Cam atât, da. Și ultimul exercițiu. Așa. Se da proporția 5 pe 4 egal cu 3,5 pe 2,8. 5 supra 4 egal cu 2,5. 3,5. Așa. Supra 2,8. Supra 2,8. A. Asta e. Scrieți proporții cu termeni schimbați obținând astfel. A. Amplificați al doilea raport cu 10. Păi 5 pe 4 egal cu 3. Deci plecăm cu el. 5 pe 4 pentru A. Da. 5 pe 4 egal cu 3,5 pe 2,8. Da. Egal cu 5 pe 4. Rezultă. 5 pe 4. 5 pe 4. Egal cu? Egal cu 35 supra 28. 35 supra 28. Mulțumim cu 10. Asta s-a întâmplat, da? B. Înmulțim numărătorii cu 2. Deci numărătorii cu 2. 5 pe 4 egal cu 3,5 supra 2,8. 3,5 supra 2,8. 2,8. Rezultă. Rezultă.
10 pe 4 da. Egal cu 7 da. Pe 2,8. Pe 2,8. Împărțiți numitorul la 4. Deci, ia, plecăm cu ea de bază. Da. E punctul C, da? Da. 5 pe 4. Egal cu 3,5 supra 2,8. Da. Egal cu... Rezultă. Trebuie să împărțim numărătorii cu 4. Numitorii, ai spus. Numitorii. 2,8 împărțit la 4. Mai întâi 5 4, pe 1. 5 supra 1, da. Egal cu 3,5 supra... 2,8 împărțit la 4. 0,7. Scrieți la numărător diferența dintre numărător și numitor, iar la numitor suma dintre numitor și numărător. Da. Scriem la numărători diferența dintre numărător și numitor. Deci în loc de 5, zicem 5 minus 4. Da. Iar la numitor, suma dintre numitor și numărător, adică facem 5 minus 4 supra 4 plus 5. Așa. 5 minus 4 supra 4 plus 5. Da. Deci plecăm tot cu ea de bază, pentru vadă. 5 supra 4 egal cu 3,5 supra 2,8. Deci rezultă 5 minus 4 supra 4. Așa scrie, 5 minus 4 da. Supra 4.5 4 plus, plus 5, 5 egal cu 3,5 minus 2,8 3,5 minus 2,8 supra 3,5 plus da. 2,8 plus 2,8 1 supra 9. De fapt, echivalent, acum o scrie, da, 1 pe 9 1 pe 9 egal cu 0,7 0,7 supra 6,3. Gata. Asta, da? Da. Hai să mai facem ceva. Da. A fost 17 asta, da? Da. Bun. Hai să facem și pe 13. Se știe că x supra 7 x supra 7 egal cu y supra 6 și egal cu z supra 5. Deci se știe că x pe 7 egal cu y pe 6 egal cu z pe 5. Și se mai dă o relație că x plus y cu z, x plus y plus z este egal cu 32. Aflăm, să aflăm pe x, y și z. Cine? Cu cine este egal x, y și z? Nu, trebuie să mă țineți minte că am avut mai de mult da. O problemă unde aveam cu pagini și era x plus y, da. Da, 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 da. Și x știam, putem să locuim acolo x plus y cu z și ne-am cădat 32 și venea x pe 7 din 32. Dacă fiecare da, x pe 7 egal cu 32. Dar să vedem exact. Deci plecând de la asta, problema este așa, că ar fi cazul să aflăm limpede, să aflăm pe x, y și z. Sunt da. Trei egalități, una, două, trei. Și trebuie să aflăm x, y și z. Da. Acum, o idee ar fi asta, să notăm cu valoarea raportului ăsta cu r, un număr r. Da. Și de aici ar fi, aș avea că x pe 7, x pe 7 egal cu r, r, de unde îi rezultă că x egal cu 7, egal cu 7 r. R. Apoi y pe 6, y pe 6 egal cu r, și de unde rezultă că y egal cu 6 r, da. X plus x și z pe 5, da. Egal cu r, deci rezultă că z egal cu 5 ori r. Și fiindcă știu pe x, y și z, ne ducem ultima relație. Da. Și ultima relație va fi x plus y x plus y plus z egal cu,
Deci prins doi, da? Da. Adică locuim fix, echivalent. Echivalent cu 7R. 7R plus... Plus 6R. Da, plus... Plus 5R. Da. Egal cu 32. Egal cu 32. Da. Adică? Scădem... Facem câți de R sunt aici? Adunăm. 11 cu 7, 18 R. Deci... R egal cu... 18 R egal cu 32. R egal cu 32 minus... R egal cu, cred că, 32... R minus 8. Nu. Nu. Împărțim la 18. Nu e plus acolo. Da. Da. 32 împărțim la 18, pe care face cât? 3. R egal cu 32, ai spus supra? 32 supra 18. Se poate simplifica, că fracția asta este reductibilă, simplificabilă. Prin 4. Nu, prin 2. Prin 2, da. Și face cât? 16. 16 pe? Pe 9. Pe 9. Ia să vedem dacă am lucrat la bine. 7 și cu 6, 13 și cu 5, 18, da? E bine. Da. Și acum cu râul acela mă întorc și aflu pe X, Y și Z. Uite, că X... Dacă împărțeam că 16 la 9. 16 la 9 ca număr, da? Da. Dar de regulă se lucrează cu fracții. Da. Da? Și atunci X-ul va fi egal cu... X egal cu 7 ori 16 supra 9. Da. X egal mai simplifică, cu... dar nu se mai face nicio da. Supra. Și X egal mai departe. 2, da. 7 cu 4, 11, 112 supra 9. 112 supra 9. Asta este cine? X-ul. Y-ul va fi egal cu... Y este egal cu, cu 6 ori 16 pe 9. 6 ori 16 pe, pe 9. 9. Y 6 cu 9 se simplifică. Da, prin 3. Și face 2 și 3. 3. Vine 2 acolo, 2, 32 supra 3. 32 supra 3. Și Z-ul. Și Z-ul egal cu 5 ori 16 supra 9. Z-ul egal cu 0, 6 ori 5 ori 16, 0, 80 supra 9. Deci egal cu 80 supra 9. Și nu se mai poate simplifica pe nimic, da? Ei, dacă așa, astea sunt valoarele, o variantă a fost prima metodă, să zic așa, că am lătat cu R. A doua metodă, a doua metodă, este să plecăm de la șirul ăsta, de la poate, X pe 7, egal cu Y pe 6, egal cu Z pe 5, și egal cu... suma numărătorilor 32. Pe suma numitorilor. 32. Zi așa, X plus Y plus X Z plus Y plus Z, Z supra, supra 7 plus 6 plus 5. Și este egal cu 32. 32 supra 18. Supra 18. Și de aici? Da? Și am, mă întorc acum. Zic X pe 7 egal cu 32 supra 18. De unde rezultă că X va fi egal cu? X egal cu 112 pe 9. 7 ori 32 pe 18, da? 100, da. Câte ai zis? 12 pe 9. 112, că simplificăm asta. Da, da. 112 pe 9. Apoi. Y va fi egal... Y pe... Y pe 6. Egal cu... 16 pe 9. 16 pe 9. Y egal cu 32 pe 3. Y egal cu 32 pe... Z egal cu Z pe 5 egal cu 16 pe 9. Z pe 5 egal cu 16 Z pe 9. 9. Z egal cu 80 pe 9. Z egal cu 80 pe 9. Pe 9.